Andreea, mulțumim pentru informații. Delta Dunării are un nou guvernator și noi perspective. Liviu Mihaiu i-a predat mandatul fostului său adjunct, Grigore Baboianu. În calitate de lider al organizației Salvați Dunărea și Delta, Liviu Mihaiu a refuzat să vorbească despre culisele politice ale schimbării sale din funcție, oprindu-se doar la provocările pe care le-a avut în funcția de guvernator. După prezentarea bilanțului celor aproape 5 luni de guvernare, Liviu Mihaiu a predat ștafeta rezervației naturale Delta Dunării. Cele mai importante inițiative au fost măsurile concrete pentru stoparea braconajului, interzicerea pescuitului intensiv și a vânătorii, dar și salubrizarea Deltei Dunării. Nu cred că este normal ca în rezervația Deltei Dunării să se vâneze, dincolo de faptul binecunoscut că rezervația este un sit UNESCO și în siturile UNESCO nu se vânează. Aceleași probleme legislative au fost criticate și de Grigore Baboianu, succesorul lui Mihaiu în fotoliu de guvernator al Deltei. Legea rezervației este o lege care este depășită în multe, din multe puncte de vedere, fiindcă are o vechime de peste 15 ani. Și între timp au apărut multe acte normative care o fac în multe locuri inoperabilă. Liviu Mihaiu va reveni în funcția de director al Asociației Salvați Dunărea și Delta și se va întoarce la munca de jurnalist.